Gimnaștii și gimnastele au început în forța anul 2021 cu un cantonament la munte unde se pregătește cel puțin șase ore pe zi, fie prin păturile din zona complexului Cheile Grădiștei, fie în sălile de antrenament. Deși nu este o perioadă tocmai plăcută pentru sportivi, antrenorii loturilor naționale de gimnastică au încercat să facă stagiul de pregătire cât mai agreabil. Este o perioadă de acumulare, în special pentru dezvoltarea forței musculare pe membrele superioare. Eu sper să fie benefică, și cu siguranță va fi, pentru că o repetăm în fiecare an. Noi, în fiecare an, așa începem pregătirea, mai întâi cu o etapă de pregătire la munte, și după aceea mergem în sala de gimnastică. Am început pregătirea de munte, care, totdeauna, pentru gimnastică, și cred că nu numai este foarte bună pentru a acumula energia necesară și tonusul necesar pentru pregătirea pe tot anul. Este o perioadă foarte grea, că e de pregătire mult fizică, ceea ce lor nu prea le place de obicei. Toate perioadele sunt grele și cele de pregătire și cele competiționale au povestea lor. Este cea mai importantă. Dacă nu avem pregătire fizică, nici nu putem să realizăm niciun element și dacă nu avem dificultate, nu putem să visăm la medalii. Așa că este foarte importantă. Grea dar importantă. Noi am încercat să nu fie coșmarul sportivilor, e adevărat că este mai greu, dar nu, nu, nu l-au văzut ca pe un coșmar. Am combinat și joaca și munca, a avut și recuperarea. Aici a fost, eu zic, un cantonament benefic și foarte bun. La europenele de la Mersin, din finalul anului trecut, România a câștigat 9 medalii la junioare, tricolorele au cucerit titlul continental pe echipe. La individual compus am avut o dublă românească, Ana Maria Bărbosu aur și Mara Ceplinski argint. Ana Maria Bărbosu a luat toate cele 4 medalii de aur, iar palmaresul a fost completat de Mara Ceplinski cu argint la sol și de Andreea, preda cu bronz la bârnă. În concursul băieților, Gabriel Burtanete a câștigat aurul la sărituri. Comitetul Olimpic Sportiv Român susține financiar pregătirea Centrelor Naționale Olimpice pentru Junior de la Deva și Constanța, Gimnastică Artistică Fete și Reșița Artistică Băieți, contribuind la asigurarea celor mai bune condiții de pregătire și motivarea sportivilor pentru obținerea celor mai bune rezultate.